thank you Bună seara doamnelor și domnilor, sunt Ioana Mârza și vă prezint jurnalul Știi TV. Vaccinul antigripal al Institutului Canta Cuzinou a fost interzis joi de Agenția Națională a Medicamentului, după ce anumite teste au indicat o concentrație foarte mare de endotoxine, care poate duce chiar și la șoc anafilactic. Se pare că neconformitățile au fost observate încă din luna decembrie. Vaccinul contaminat nu se găsește în farmacii, dar dozele cu probleme nu vor fi distruse, ci puse la păstrare și supuse altor verificări. Concentrația de endotoxine din dozele de vaccin antigripal produse de Institutul Român Cantacuzino depășește limitele impuse de normele europene, fapt pentru care cele 8 serii de vaccinuri antigripale nu au putut fi scoase pe piață. Vaccinul conține toxine care introduc în organismul uman bacterii, iar rezultatul lor poate duce până la deces. Președintele Agenției Naționale a Medicamentului, Marius Savu, a declarat pentru Mediafax că în 24 decembrie 2013 ANM a comunicat Institutului Nou, faptul că vaccinul nu poate fi pus pe piață întrucât nivelul de endotoxine depășea limita admisă. Institutul Cantacuzino a făcut un nou test și a cerut totodată nemes să răia verificările, rezultatele indicând la ambele instituții că produsul nu este conform, a precizat Marius Savu. Agenția Medicamentului a trimis probe și agenției franceze a medicamentului, care a comunicat în data de 31 ianuarie că vaccinul este neconform. Rezultatele au indicat faptul că vaccinul antigripal produs la Institutul Cantacuzino are peste 3000 de unități per mililitru de endotoxine față de sub 100 pentru un produs conform. Al doilea test al instituției franceze a confirmat primele rezultate. Specialiștii organizației Mondiale a Sănătății și ai Institutului Cantacuzino vor efectua noi teste pentru a stabili cum au fost infectate dozele de vaccin, dar vor avea în grijă și să se asigure că în momentul în care producția va fi reluată, problemele vor dispărea. Am solicitat de asemenea Organizației Mondiale a Sănătății să ne trimite experți, să revadă linia de fabricație, să identifice acele locuri unde posibil s-a produs contaminarea vaccinului cu acea endotoxină, ca să putem să remediem deficiențele tehnice și mai departe, când se va relua producția pentru anul în curs, să fie lucrurile în regulă. Ministerul Sănătății a cerut Curții de Conturi să verifice modul în care au fost folosiți banii publici primiți de Institutul Cantacuzino și să stabilească valoarea prejudiciului pentru producția de vaccin antigripal, în care s-a găsit o concentrație foarte mare de endotoxine. Pentru fabricarea întregii linii de vaccin antigripal, statul a alocat suma de 10 milioane de lei. Guvernul Ponta a ratat toate țintele bugetare potrivit execuției pe 2013. Este declarația senatorului PDL de Mureș Marius Pașcan. În cadrul unei conferințe de presă susținute joi, acesta a explicat că în ciuda unei creșteri economice a României de aproape 3% și a unui deficit bugetar negociat la 2,5%, guvernul Ponta a fost nevoit să taie cheltuieli de investiții de peste 4 miliarde, ceea ce înseamnă pentru România un împrumut de 2,6 miliarde care va fi suportat de toți românii. Proasta colectare a veniturilor de către guvern. Aceasta ar fi cauza pentru care românii vor fi nevoiți să acopere un împrumut în valoare de peste 2 miliarde și jumătate de lei. De asemenea, introducerea în anul 2013 a 30 de impozite și măsuri fiscale care trebuiau să scoată din buzunarele românilor 3,5 miliarde de lei, vor îngreuna și în acest an viața lor. Țintele bugetare pe care guvernul Ponta și le-a asumat, potrivit execuției bugetare pe 2013, și o să vedeți că niciuna dintre ele nu a fost atinsă, respectată, nu s-a realizat de actuala guvernare. Deși guvernul s-a angajat la un deficit bugetar de 2,1%, în cursul anului acesta a fost renegociat la 2,5%. Această majorare înseamnă plusarea împrumutului cu 2,6 miliarde. Execuția bugetară arată că țintele cuprinse în legea bugetului au fost tratate. Încasările bugetare au înregistrat un minus de 10 miliarde, încasările din TVA 1,1 miliarde, ceea ce redă creșterea evaziunii fiscale și stagnarea consumului, 1,3 miliarde s-au încasat mai puțin la accize singurul loc unde Guvernul Ponta se poate lăuda cu depășirea cheltuielilor la bunuri și servicii, s-a înregistrat o depășire cu 1,3 miliarde lei. Deci la cheltuieli, nu la venituri. Deși USL critica Guvernul Boc și solicita să reducă cheltuielile tocmai la bunuri și servicii, cu 50%. Ori ei au crescut aceste cheltuieli, după cum vă spuneam, cu 1,3 miliarde lei. 900 de milioane de lei au fost încasate mai puțin din impozitul pe profit. Sumele primite de la UE au fost de 8,9 miliarde de lei față de 13 miliarde de lei prevăzute în buget, sume renegociate cu FMI la ultima rectificare bugetară de la 11 la 13 miliarde, înregistrându-se un minus de 4,1 miliarde de lei. O altă țintă bugetară ratată de guvernul Ponta este ponderea veniturilor în PIB, care a fost de 32% față de 33,6% prevăzută în bugetul pe 2013. Comparativ cu 2012 și 2011, ponderea veniturilor în PIB în 2013 a fost mai mică cu 0,9% respectiv 0,7%. Este foarte clar că modelul brevetat de guvernul Ponta care se aplică și în 2014 și anume majorarea de impozite și taxe și tăierea cheltuielilor cu investițiile este falimentar pentru mediul de afaceri și români. Guvernul Ponta, prin amânarea introducerii taxei de 7 eurocenți, va bloca cheltuielile cu investițiile în vederea încadrării în deficitul bugetar convenit cu FMI, dar mai puțin cheltuielile prevăzute în bugetul lui Liviu Dragnea, deoarece acei bani trebuie să se scurgă în buzunarele baronilor și clientelei USL. Încuiați ușa chiar dacă sunteți acasă, nu primiți înăuntru decât persoane cu privire la care sunteți siguri, nu lăsați bilete în ușă și nu deschideți oricui la interfon. Sunt doar câteva dintre recomandările poliției pentru a evita să fiți prădați de hoți. Furturile din locuințe pot fi evitate ușor. Inspectoratul județean de poliție Mureș are câteva recomandări pentru cetățeni pentru a evita vizita hoților sau mai grav invitarea acestora în mod indirect. Dacă la ușa dumneavoastră se prezintă persoane drept angajate ale companiilor de energie, telefonie sau gaze, solicitați-le actele de identitate și eventual notați-vă datele din cartea de identitate, legitimația de serviciu și ordinul de serviciu. Nu puține au fost cazurile când profitând de naivitatea unor persoane, hoții pretextând că efectuează operațiuni de verificare sau revizie a instalației de utilizare a gazelor naturale, curent sau telefonie, au acționat într-un moment de neatenție al locatarului. De exemplu, până una dintre persoane discuta cu victima, cealaltă avea nevoie de un pahar cu apă sau la toaletă și profita pentru a sustrage diverse bunuri. Evitați persoanele care vând sau cumpără diverse bunuri. Nu lăsați în ușă bilete atunci când nu sunteți acasă. Rugați un vecin să ia eventualele facturi ori înștiințări prinse la ușă. Asigurați un iluminat corespunzător în imobil, cât și în anexe. Nu faceți publică plecarea dumneavoastră și rugați vecinii să vă supravegheze locuința pe timpul cât lipsiți de acasă. Procedați și dumneavoastră la fel când aceștia sunt plecați. Nu lăsați ferestrele deschise sau rabatate la apartamentele de la parter sau la case, chiar dacă sunteți acasă, dar nu nu aveți posibilitatea supravegherii lor. Încuiați ușa chiar dacă sunteți acasă. Folosiți eficient interfonul și nu deschideți oricui ușa. Nu ezitați să întrebați la cine se duc persoanele care intră deodată cu dumneavoastră în bloc, profitând de faptul că s-a deschis ușa. Oricel puțin, fiți atenți unde se duc. Instruiți-vă copiii să nu deschidă ușa persoanelor necunoscute, chiar dacă acestea declară că sunt trimise de dumneavoastră sau de rude. Nu păstrați în casă sume importante de bani și nu faceți publice valorile pe care le dețineți. În cazul în care ați pierdut o okay? cheie, înlocuiți imediat în cuietoarea sau lacătul. Acest lucru este recomandat și în cazurile de schimb de locuință. Notați seriile aparaturii electronice deținute, astfel încât să puteți sprijini poliția în cazul furtului. În cazul în care se o spargere, anunțați imediat poliția. Furnizați acestea toate datele pe care le dețineți în legătură cu aceasta. Nu uitați, furturile din locuințe pot fi prevenite ușor. Luați-vă toate măsurile de siguranță pentru a nu regreta că ați deschis chiar dumneavoastră de ușa hoțului. Urmează știrile din sport. City începe re reîncepe lupta pentru titlu la sfârșitul acestei săptămâni. Liga 1 la futsal începe din nou, iar campioana României va juca în deplasare cu formația Clujana-Cluj-Napoca. Prima oprire pentru City și Mureș în Liga 1, care reîncepe la acest sfârșit de săptămână, este Cluj-Napoca. În etapa 14-a, prima din acest an, campioana României va lupta din nou pentru titlu în deplasare. Cele două echipe sunt la momentul actual pe locuri opuse în clasament. City se ocupă primul loc cu 34 de puncte, iar ultimul loc pe poziția 11 se află Clujenii cu doar 4 puncte. În jocul din tur, City Astergu Mureș a învins cu 7 la 3. Partida se va disputa luni 10 februarie de la ora 19 la Cluj Napoca. Primul joc disputat acasă de Cityas va avea loc în etapa 15 -a, pe 14 februarie cu începere de la ora 20 în sala sporturilor. Iată și prognoza meteo. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile locale. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. La revedere!